Bună ziua și bine v-am regăsit la rubrica Dialoguri pentru Sănătate, o rubrică susținută de Rețeaua de Sănătate Regina Maria și oferită nouă comunității noastre de cititori pentru a învăța mai mult, pentru a crește copii buni, pentru a fi împreună într-o lume mai bună. Astăzi vorbim despre un subiect care este foarte important în comunitatea noastră. Noi aici încercăm să creștem cititori, iar cititul este o contrapondere pentru dependența de ecrane, un subiect atât de fierbinte, mai ales după 2 ani de pandemie. Cum tratăm dependența de ecrane? Ce este dependența de ecrane? Ce facem ca să nu ajungem în aceste puncte? Vorbim astăzi despre toate aceste lucruri cu doamna doctor Ana Ștefănescu, medic primar pediatru, în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria. Bine ați venit, bine v-am găsit și vă mulțumim că ne onorați cu prezența. Mulțumesc eu de încredere și de invitație. Așadar, haideți să începem, să intrăm direct în subiect, direct, pentru că este un subiect fierbinte, exact, pe care este de mare interes pentru noi toți, părinții din această comunitate, din cele citim copiilor. Ce înseamnă dependența de ecrane? Foarte mult se vorbește pe tema asta acum, pentru că, nu-i așa, toți copiii cu părinții lor, cu tot, din păcate, în multe situații, sunt tot mai mult expuși. Și de-a lungul timpului s-a văzut că nu este așa un mesager prietenos și inert ecranul care ne oferă informații, ci are influență asupra funcționalității noastre, în primul rând intelectuale, și după aceea în societate, mai importante și mai dificile decât ne-am fi putut imagina la început. Și din păcate s-a văzut că printre altele dă chiar dependență. Și aici o să-mi permit un pic să intru în știință, pentru că de fapt tocmai de acolo s-a dovedit de ce este atât de ușor să te pui pe scaun să nu te mai ridici din fața unui film, de exemplu, sau după ce ai deschis tableta sau telefonul. Nu ne sunt prieteni ecranele. Nu, din păcate, nu. Sau sunt până într-un punct, dar prețul acelei prietenii e foarte mare. Și atunci un picuț s-a studiat foarte mult. Eu am venit și cu bibliografia, cu cele citim adulților, am venit aici un pic, pentru că am început să mă înspăimânt tot mai tare, văzându-mă pe mine devenind o mare dependentă de ecrane și greu de controla dependența, am început să citesc un pic pe tema asta, tocmai pentru că am văzut pe copii mult mai expuși. Și noi vedem acum, de exemplu, generațiile de acum, de copii școlari și după aceea adolescenți, care sunt produsul primilor ani după Revoluție. Eu eram în școala generală după Revoluție, MTV și filme și cablu și paradisul pe pământ, și am descoperit cât de ușor ne poate influența viața. Copiii care cresc de la vârste și mai mici decât am crescut eu, cu atât mai mult sunt expuși. Și ce se întâmplă, de fapt, dacă e să povestim foarte pe scurt, în primul rând, în primele 2 minute de la plasarea în fața unor imagini care se mișcă, că de fapt asta e, trecem din undele creierului de tip beta, în care ne aflăm noi acum discutând, fiind atenți, fiind în subiect, undele alerte, de activitate, de stare de veche, trecem în undele alfa, care undele alfa sunt cele de visare. Cele în care ne aflăm când trecem către somn, cele în care aflăm în care visăm cu ochii pe pereți și care sunt... Ca într-o transă? Aproape, poate să nu-i spunem chiar transă, dar nu mai e departe, nu sunt chiar unde teta, care sunt mult mai profunde, dar sunt unde care ne țin creierul foarte receptiv, foarte deschis, fără cenzură, asta fiind unul din marile pericole, că nu se mai cenzurează ce vedem. M-am pus, de exemplu, în unde beta fiind, să mă uit la un documentar care m-a interesat foarte tare și mă trezesc 3 ore jumate mai târziu, că am văzut 2 filme jumate și încă altceva, sau că am tot zapat compulsiv, fără să mă opresc nicăieri, pentru că, de fapt, n-am mai cenzurat, nu mi-am mai inhibat poate niște alegeri care nu erau neapărat foarte corecte în ce vizionam. Și problema care e? Undele astea alfa induc o stare de relaxare, de aceea sunt undele de trecere către somn. E o relaxare mentală, dar în același timp o relaxare corporală. Și stăm foarte relaxați, foarte liniștiți, ne e foarte greu să ne ridicăm de acolo, să apăsăm și să închidem. Și acum vorbesc de un adult, deci cu atât mai greu îi va fi unui copil. Deci pe de-o parte induce o stare de relaxare care este, nu-i așa, foarte plăcută, și fiind foarte plăcută, induce dependență. De acolo vine dependența. Ce înseamnă prea mult?
Prea mult, din păcate. Pentru un copil. O să vă trimit ca să către... înțelegem. Și da. Poate și pe categorii de vârstă. Exact. Păi fix pe categorie de vârstă o să vă spun. Începând cu prima categorie de vârstă, 0-2 ani, când recomandările OMS-ului și ale Academiei Americane de Pediatrie, care în general dau, având cercetarea cea mai bună, dau tonul, sunt de expunere 0 minute până la vârsta de 2 ani. Anecdotă amuzantă. Putem să spunem ca o contrapondere, citim cât mai mult dintr-o între totul 0 acord. Și 2 ani. De departe, da. Nicio contraindicație, nicio limită. Aici nu e chiar nicio limită. Decât am avut și cititoare mici de 8 ani care efectiv ieri trebuiau trimise afară cu vehemență de către părinți pentru că nu mai se mișcau de mult lectura. Da, dar din păcate sunt niște lectura mici excepții. Nu cred că creează dependență și cred că ne puteți explica da. Și acest da, să știți că n-am studiat-o, că eram mai experimentată de... Poate fi subiectul de da, emisiune. Cu siguranță, cu siguranță. Da. A fost simpatic să vedem că s-au schimbat un pic recomandările Asociației Americane de Pediatrie, de când a început pandemia, spuneau așa, zero expunere, mai puțin apelurile video cu bunicii. Pentru că vieții bunici nu se vedeau cu nepoții, deci asta era tot ce se permitea la acest moment. De la 2 ani până la 5 ani se spune maxim o oră. Noi preferăm să recomandăm jumătate de oră imediat după 2 ani, pentru că să treci de la 0 la 2, la o oră. Este un câștig foarte mare, între ghilimele a spus câștig. Există și de la 5 ani încolo, până, depinde unde citești, până la 18 ani spun 2 ore. Să-mi arată mie cum controlăm un copil de 16 ani să stea numai 2 ore. Pe toate ecranele, exact. Nu doar ca să nu mai vorbim că există expunere pluriecrane. În da. Același timp se uită la un film care merge și își verifică mesajele sau mai scrie un mesaj și pe laptop, ceea ce fragmentează și scindează și mai tare atenția, atenția fiind unul din primele victime ale expunerii la ecrană. Deci o primă consecință medicală este atenția. Diminuarea atenției. Alte consecințe medicale vizibile multe. Din studii. Da, exact. De-a lungul timpului s-au adunat foarte multe dovezi care au arătat că, de exemplu, prima, pe cu siguranță o știți, prima victimă este să pierde interesul pentru citit. Dar nu numai interesul, dar și capacitatea. Copiii nu mai sunt capabili atât de ușor cum erau, de exemplu, înainte de revoluție la noi, pentru că nu eram atât de mult expuși, își pierd capacitatea de a crea mental imaginile, pentru că sunt obișnuiți să plaseze în ecranul lor interior, al minții lor, sunt obișnuiți să plaseze imagini pe care le-au văzut. O rețetă deja servită. Sunt ca niște scurt circuite prin care mult mai repede ajungem acolo. Mai este ceva, cum bine știți, satisfacția pe care ți-o dă cititul este un pic mai greu câștigată. Ajungi mai greu la satisfacție. Pe când recompensa pe care ți-o dă privitul este rapidă, vine repede, se schimbă repede, nu e așa? Vine și cu un rezultat rapid, exact. Pe deosebire de citit, care necesită timp ca să explorezi în imaginație și să-ți construiești imagini. Exact. Construcția și ajunsul la satisfacția finală este mai puțin... În enorme diferență între construcție și răsplată imediată. Exact. Dar exact. Răsplata imediată nu aduce rezultate pe termen lung. Din păcate. Și apropo de răsplata imediată, mă agăț că ați spus chestia asta pentru că exact asta este o altă consecință foarte importantă. Faptul că copiii nu mai sunt capabili să-și proiecteze așteptările pe un pic mai târziu, când o să am satisfacția respectivă și nu e vorba numai de cărți. Da, totul trebuie să vină repede, să se schimbe repede și... Asta cred că și raportat la modul în care ei își construiesc viața. Da, exact. Că nu e numai despre citit. Nu e numai despre citit. Nu am timp să duc un puzzle până la sfârșit ca să vad imaginea finală. Nu am timp să-mi construiesc, nu îmi dau timpul să construiesc un escavator cu care să mă joc în grădină, pentru că nu-mi iese ceva de la bun început, abandonează pe parcurs, nu duc până la sfârșit activitatea. Sunt mult mai impulsivi. Asta se transformă și în viața de adult, clar, pe final, în clar. Neconstrucția unui proiect, în dorința de a obține efecte rapide în tot ceea ce fac. Cu satisfacție maximă. Da. Nu mă mulțumesc cu jumătăți de măsură, pentru care mai trebuie să mai muncesc un pic, să mai depun un pic de efort. Tabloul pe care l-ați descris și pe care l-am deschis împreună este, până la urmă, tabloul de ADHD. Și unul dintre motivele pentru care se spune că a explodat incidența de ADHD în ultima vreme este și asta. Expunerea excesivă la ecrane îi face pe copii să nu mai fie capabili să
așteptă, să proiecteze, să creeze o strategie, să își aștepte rândul, să își inhibe niște impulsuri, niște comportamente care poate social n-ar fi. Nu mă ridic în clasă, de exemplu, să îmi trag pantalonii sau să mă uit pe fereastră, pentru că știu că nu e neapărat, îi deranjez pe ceilalți din jurul meu. Dar copiii care sunt predispuși la acest comportament, probabil vom nu face. Nici conștiința sinele și nici conștiința mediului atât de și exact. Exact. Clară, exact. Clar setată. Și de multe cauza ori acestui imediat. Exact, exact. Cum ne dăm seama noi ca părinți când copilul nostru a ajuns într-o astfel de stare? Sau că la copilul nostru e vorba deja de dependență? Da, urmărind efectiv efectele, consecințele și manifestările dependenței, care sunt, din păcate, aceleași peste tot. Așa. Cum ar fi? Faptul că începe să cheltuie tot mai mult timp cu obiceiul sau la un adult cu consumul, dacă e vorba de țigări, de exemplu, tot mai mult timp se cheltuie acolo, cheltuind din timpul pe care l-am folosit în alte activități. Suferă primele, activitățile școlare și cele care nu ne fac foarte mare plăcere, dar într-un final chiar cele care fac plăcere. Această carte care pe mine m-a zguduit foarte tare, Copiii și ecranele luminoase, care este scrisă de un psihiatru pediatru din America, adictolog, care exact despre dependență vorbește, povestea despre copii perfect integrat social, care aveau activități sportive, un grup de prieteni care îi susținea și care încet încet au ajuns să taie din sport, să taie din timpul cu familia, pentru că au fost prinși de un joc. Pentru că jocurile sunt o subcategorie și mai demonică din ceea ce pot să prindă, cu ceea ce pot să-i prindă ecranele. Sunt date cu privire la vârsta la care jocurile încep deja să atragă? Cu cât mai mic, cu atât mai repede. Pentru că tocmai pentru că există o receptivitate mai mare a creierului la vârste mici. Și mai este un aspect care mi se pare meschin. Proiectanții de jocuri video folosesc voluntari ca să le testeze înainte să le dea drumul pe piață și au dovedit că dacă în decurs de 5 minute nu reușesc să crească cu nu mai știu ce procent activitatea, frecvența cardiacă, înseamnă că nu s-a descărcat suficient adrenalina, deci că nu cât este destul acolo de adictiv jocul respectiv, deci nu va vinde la fel de bine. Și deci își face muțără mai adictiv. Deci așa se pune problema cu jocurile. Dar hai să nu vorbim de jocuri care, din nou, acolo sunt bani grei. Haideți să vorbim puțin despre ce poate face un părinte care vede că copilul lui a început să dezvolte o atracție foarte mare de ecrane. Cum să înlocuiască timpul acela? Ce soluții avem pentru ei? Blânde? De unde îi luăm? Cum îi luăm? Cum să ia un părinte copilul și să înceapă să și-l atragă și să-l scoată de acolo? Da. Aici e foarte important să se vadă repede semnele. Și pentru că cu cât ajunge mai adânc, cu atât e mai greu de plonjat în dependență. Și atunci, cheltuirea de timp de care povesteam era primul semn la care să fie atenți părinții, faptul că apar manifestări de sevraj. De exemplu, am avut o fetiță la un an jumate, mi-a venit mămica la cabinet, nu știa de ce copilul este de nestăpânit, tot timpul iritabilă, plângea, anxioasă, nimic nu-i convenea. Dacă nu m-am gândit la toți paraziții, alergiile și alte lucrurile organice la care m-am putut gândi, am schimbat discuția și un pic mai încolo îmi spune: oh, și știți, de 10 zile nici nu mai las să uite la laptop. Zic, și de câte zile e așa? De 10 zile. În momentul în care copilul i s-a retras ceea ce o făcuse dependentă, a intrat în sevraj. Cum intră în sevraj un alcoolic, de exemplu? Deci dacă s-a ajuns la manifestări de sevraj, dacă, de exemplu, știm că copilașul nostru stă o oră la Mașa și Ursul, să spunem, la desene animate, și plecăm într-o excursie sau și vedem că începe să bată din picior, este foarte agitat, cere, cu insistență și cu compulsiv aproape să-i se oferă desenele cu care era obișnuit, înseamnă că deja începem să dăm peste manifestări de sevraj, este mai mult decât important să intervenim. Și mai este un aspect... Și cum intervenim. Din păcate, nu promit că există o soluție blândă. Pentru că de multe ori asta este un rău care trebuie tăiat de la rădăcină. Și cu cât intervenim mai repede și cu cât se suprimă mai repede expunerea, cu atât e mai bine. Dar nu înseamnă că o suprimăm de la, să spunem, o oră de expunere direct la zero. Dar, în primul rând, într-un moment de liniște, când copilul e hrănit și odihnit și nu avem alți factori de stres care să-i atragă atenția sau care să îl supra-solicite, îl punem frumușel la masă și povestim: uite, ne-am hotărât că nu e foarte bine pentru noi, sănătate, aici nu dau eu detalii, știu părinții mai bine cum să-și aborteze copiii, dar de acum înainte o să fie
uite, jumătate de oră, nu o să mai fie o oră. Și timpul când acesta îl înlocuim cu... Și îl înlocuim cu. Ce e foarte important, în primul rând, activitatea fizică. Pentru că unde mai suferă un copil dependent de ecrană este la limitarea mișcării. Mișcării. Fie în interior, dar mai ales în exterior. Numai ieșitul afară, ca să nu mai vorbim ieșitul în natură, este terapeutic și reușește să-i prindă copilului atenția. Dacă știm că, de exemplu, se uită cu bucurie la ants sau la desene animate cu insecte, foarte bine, căutăm, îl atragem într-o activitate. În pădure, exact, mergem să facă lucruri concrete cu acele personaje, place, animale. Exact. Da. Îi plac, ce să spunem, Transformers, mașinuțele care se transformă în roboți. Foarte bine. Hai să încercăm să construim din cutii de Coca-Cola și să construim noi un roboțel. Dar tot ne afară. Conectăm. Exact. Ne conectăm și cu părintele, da, în același timp. Punem mâna. S-a dovedit că copiii învață mult mai bine punând mâna decât făcând swipe de departe. Da. Învățarea, care este unul din argumentele cele mai frecvente care mi se dă. Da, dar uite cât învață. Și ce bine știe engleza. Învățarea se face altfel. Mâinile sunt cele care îi îngăduie creierului să se dezvolte. No, asta nu știam, dar mă bucur să știu că o să o introduc și eu. Și cultura de tip maker tot pe spiritul acesta este gândită. Mâinile sunt cele care ajută creierul să... Mi se pare foarte frumos. Și într-adevăr, se dovedește că, într-adevăr, copiii mult mai bine învață punând mâna, atingând. Deci îi scoatem din ecrane, îi ducem afară. Îi ducem afară. Le dăm de lucru afară, ne conectăm cu ei afară. Exact. Cel mai primul indiferent, lucru. După indiferent aceea, de vreme. Activități, da, indiferent de vreme. Ne îmbrăcăm bine și ieșim și dacă sunt minus 15. Ce mai e foarte important este, mai esențial, este exemplu părintelui. Și din păcate este foarte greu uneori să convingi un părinte că copilul are probleme, câtă vreme asta înseamnă să-și invalideze propriile lui alegeri și propriile lui folosințe. Din păcate este deja destul de multă literatură și pe subiectul acesta și părinții au devenit dependenți, da, de ecrane. Tocmai. Asta și e pericolul mare. Foarte, foarte... Înfricoșător și dureros. Eu când încep... Știi că ai creat un copil și de fapt tu îl abandonezi pe acel copil pentru că tu ai devenit, da, dependent. Crezând că e foarte ușor ne știm minții pe noi și ne spunem cum, cât de bine învață copilul, dar două prime și majore schimbări pe care le putem face este, unul, în perioadele de stat împreună cu copilul, să nu fie dispozitivele la îndemână. Am auzit că a intrat un mesaj sau un mail, nu mă duc, stai un pic, țineți vorba că mă duc să... Pe un copil, dacă i-ai tăiat vorba, unul că și-o pierde, doi că este dureros și un adult. Și după aceea, da, care mai e credibilitatea, exact, ta în fața lui în momentul în, exact, care tu încerci să-l scoți de acolo. Exact. Păi, bun, cărui specialist ne-am putea adresa în momentul în care constatăm ca părinți că... Acum s-a întâmplat. Mergem la pediatru, mergem la psiholog, psihiatru, încotro luăm. Depinde cât de profundă este situația și cât de mult am lăsat-o să avanseze. Depinde, de aceea ziceam, dacă se identifică repede și părinții încep să simtă semnele, văd că s-a lungit timpul pe care îl petrece, văd că nu mai vrea să facă lucruri care îi plăcea, atunci repede trebuie intervenit. Și uneori nu este nevoie de intervenție exterioară. Metodele, până la urmă, părintele este cel care intervine. El este cel care pune limita. Dacă s-a ajuns la o dependență profundă, atunci poate fi vorba de psiholog sau chiar psihiatru, pediatru, pentru că de dependență se ocupă psihiatrii, de departe, inclusiv la copii și adolescenți. Psihiatru se ocupă. Eu sper din toată inima ca nimeni din comunitatea noastră și din toți copiii de pe pământ să aibă nevoie de psihiatru ca să-i scoată din dependențe. Dar acest adictolog de care vă povesteam chiar menționează cu câte mulți copii au trebuit să lucreze. Dar vorbim de expuneri. Ce vârstă aveau copiii cu care? Marea majoritate erau preadolescenți și adolescenți. 10-12 ani și adolescenți în primul rând, unde deja controlul parental nu mai e la fel de puternic. Și nu prea mai poți să-i mai controlezi foarte și tare. Și s-a constatat din prima copilărie o apropiere a lor de ecrane sau a fost un declic de în momentul unei vârste când copiii efectiv, deci să zicem, erau copii obișnuiți și au devenit addicted doar de la o anumită vârstă? Nu neapărat. Depinde când sau a fost un comportament constant? Constant în sensul că dacă au fost expuși de la 1-2-3 ani,
Repede au devenit. Da. Alții, dacă au fost expuși până mai târziu, pentru că, cum era domnișoara de care povesteam, era îngrenată în alte activități care o îndepărtau și nu o făceau să aibă interes, dar dacă sunt copii care, de exemplu, au părinți foarte ocupați sau care au un frate mai mare care deja stă pe ecrane și care deja poate expune la jocuri sau la conținut video la care nu le-ar fi foarte bine să fie expuși la vârsta asta. E, ăștia sunt copii care sunt mai predispuși. La fel de bine sunt persoane care sunt prin natura lor mai predispuse către o adicție decât altele. Și asta se poate vedea în familie, dacă există fumători înrăiți în familie sau alcoolici sau așa, se vede că și copilul poate să moștenească o anume predispoziție. Și deci poate varia, dar este invariabil că cu cât mai mic și îl expui și pe perioade cu cât mai mari, cu atât mai repede se va ajunge la dependență și cu atât mai greu va fi de scăpat de ea. De scăpat de ea se poate, dar odată conștientizate efectele, simptomele, efectele, trebuie luate măsuri. Și vreau numai să menționez un aspect care pe mine m-a înspăimântat când l-am citit, efectiv m-a înspăimântat. Tot ce am povestit despre afectarea atenției, afectarea creativității, afectarea capacității de proiectare, de imaginarea unor strategii, toate astea țin de funcția creierului, dar s-a dovedit că afectează structura creierului. Se subțiază substanța cenușie, nu e așa? Substanța cenușie este cea care înglobează... Și cuvinte, devenim mai... S-a dovedit că scade IQ-ul. Bun. Da, inclusiv asta. Și se afectează și substanța albă, care este cea care face conectarea și ajută integrarea informațiilor și cunoștințelor. Deci nu numai funcțional, cât și structural. Și mai ales dacă este expus copilul în perioada primilor 3 ani, când începe dezvoltarea cortexului prefrontal, care este cel în care se încadrează o grămadă de lucruri importante. Cum ar fi? Tem niște șanse? Da, exact. Dacă în această perioadă sunt expuși, cortexul prefrontal nu pot să spun că nu se mai dezvoltă, dar se dezvoltă suboptimal. Și ce se întâmplă? În cortexul prefrontal se codifică foarte multe lucruri. Cum ar fi? Învățarea respectării regulilor. Învățarea proiectării consecințelor propriilor acțiuni. Dacă eu mă duc și dau o stoie în cap, o să-l doară și o să moară sau o să pățească ceva, o să ajungă la spital. Empatie și compasiune. Din nou, îi dau o stoie în cap că oricum nu-mi pasă. Deci... aspecte care țin practic de dezvoltarea dezumaniză. Și aș putea spune chiar așa. Am văzut la un moment dat, și asta era cu vreo 15 ani, într-un film, că nu e așa, mă uitam la film, recunosc. Toți ne uităm la film, da. Adică să fim înțeleși, nu putem să tăiem totul, dar e important să știm cât expunem și de când merită să expunem. Exact. Și în acest film, o fată, era un film polițist, o fată de la liceu fusese înjunghiată în baie, iese din baie curgându-i sânge pe coridoarele liceului, tocmai când se suna de pauză, ies colegii ei și nu se apleacă unul să o ridice jos, toți o filmau. Ca să pună pe Facebook, uite ce chestie interesantă. Apropo de lipsa de empatie și compasiune, deci vorbim de aspecte pe care cortexul prefrontal le rezolvă și care țin de, exact, de umanitatea noastră, de funcționarea noastră bună în societate ulterior, de capacitatea de a duce o relație, de a construi o relație armonioasă, de a avea o relație de serviciu armonioasă, de a accede academic. Apropo, academic s-a dovedit că mult mai bine ușor avansează un copil căruia i s-au citit povești sau care a citit povești decât unul care le-a văzut, de exemplu, sau i s-au arătat știm pe tabletă. Știm cu toții multe studii în acest sens. Am tot vorbit de-a lungul timpului în comunitate și acum, pentru că mi-ați mai spus că ați dorit să arătați camerei o imagine. Da, are printre, un altele, printre altele era despre trecut ce... în unde alfa. Asta așa, era. Da, bun. Ca să putem să încheiem frumos această emisiune, pentru că știu că sunteți o mare cititoare și o iubitoare de cărți pentru copii. Oh, da. Să ne spuneți care a fost cartea preferată în copilărie, cartea care v-a deschis drumuri, câteva cărți care v-au urmărit pe parcursul dezvoltării și care sunt cărțile pentru copii despre care mi-ați mărturisit la începutul emisiunii că le aveți în biblioteca personală, pentru că doamna doctor are o bibliotecă personală pentru copii. Da, special. Mi-am construit-o special că nu mai era loc de cărțile de copii în altele. Nu, pare rău. Ce să fac? Asta e. De fapt, nu-mi pare rău. De ce să-mi pare rău? Sunt foarte mândră de biblioteca mea cu cărți de copii. Mie îmi plăceau, de exemplu, noi așa ne apropiem de foarte multe ori după cum arată cartea. Și părinții mei știau că mă nimeresc din prima dacă îmi cumpărau cărți ilustrate de Dana Șobel Roman, care nu mai ilustrează, dar încă se mai găsesc în anticariate, și Bagheta Magică, cred că a fost cartea mea preferată, pentru că combina exact ce îmi plăcea mie cel mai mult, era un pic
SF cu foarte multă fantezie. Era în același timp cu lumea basmelor în care intri prin niște mecanisme tehnologice. Și probabil că se pregătea cititoarea de SF care am ajuns acum și de fantasy. Și de SF și de fantasy. Și Bagheta Magică era ilustrată de Dana Șovel-Roman și este superbă și acum. Că... Să o căutăm așadar. Da, greu. Anticariată. Eu mi-am găsit-o în anticariată. Efectiv că nu mai aveam exemplarul meu. În ultima vreme au reapărut o grămadă de cărți din copilăria mea. Au fost reeditate. Nici n-aș ști pe care să le spun prim. Mele. Dar le aveți în bibliotecă. Dar le-am în bibliotecă. L-am descoperit prin film și după aceea prin cărți pe Michael Ende, care a scris Momo și Povestea fără sfârșit și Momo este la acest moment cartea mea de căpătării cea mai iubită. Dintre cărțile de adulți sau copii, ea este în top. Am descoperit fantasy-ul după aia și Tolkien a devenit autorul meu de suflet, printre altele, și Terry Pratchett. De departe, Terry Pratchett. Îl recomand și pentru copii și pentru adulți. Eu așa umor n-am mai văzut la nimeni. Și nenumărate. Nu mă lăsați, că voi tot zice. Vă mai invităm la o emisiune specială? Dacă, dacă poate să ajută, cu bucurie. Dacă... aveți întrebări? M-aș bucura să puneți acum întrebări, să ne puneți câteva întrebări. Dacă nu, o să încheiem această întâlnire foarte interesantă, foarte plină de informații și de date care să ne îndemne să tratăm relația cu copiii noștri cu echilibru, cu grijă. Să fim alături de ei, să nu-i abandonăm în fața ecranelor, să-i urmărim pe tot parcursul dezvoltărilor, să le fim părinți și deopotrivă prieteni și să căutăm întotdeauna ca în viața lor să existe diversitate și echilibru. Și un sfat al dumneavoastră? Efectiv să nu vadă copiii ecrane până la 2 ani. Efectiv să nu-i vadă pe copii cu ele în mână. Eu am devenit foarte dură în privința expunerii copiilor, pentru că atât de repede îi văd, le ia atât de ușor. Când mi se dă argumentul, da, dar trebuie să se obișnuiască, că o să se întâlnească cu ele. Cât de repede ori învățat copiii să vă folosească telefonul mai repede decât dumneavoastră? Mult mai repede. Nu vă faceți nicio grijă. Când se vor fi confruntați cu ele, să vă descurcă. De departe nu e cazul. De departe. Și e mult. Iar ce s-a mai dovedit este că copilul învață urmărind privirea părintelui. Se uită în ochii lui și după aia la obiectul la care părintele s-a uitat. Și s-a văzut copiii care făceau acest lucru, la vârsta de un an jumate, aveau un vocabular peste 350 de cuvinte. Copiii care nu făceau acest lucru din vari motive și pentru că stăteau mai ales cu ochii în fața ecranului, aveau undeva puțin peste jumate din acest număr. Deci, și numai faptul că vocabularul de la bun început este retezat, deci startul este luat prost, mi se pare sugestiv și elocvent pentru ce urmează de acolo încolo. Mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și ne bucurăm că v-am avut alături de noi. A fost bucuria mea. Mulțumesc. La revedere!